Construcția cu scandal a complexului locativ cu 90 de apartamente de pe strada Nicolae Tăstemițanu din capitală continuă nestingerit, deși compania de construcții Namstro nu deține niciun act permisiv valabil pentru ridicarea blocurilor. În loc să întreprindă ceva concret pentru a asista lucrările ilegale, autoritățile municipale se joacă de-a vați ascunsele cu agentul economic în jurul gardului șantierului. În ultimele 5 zile, Pretura Centru a demontat deja a doua oară gardul instalat ilegal pe teren municipal. Consilierul platformei DA, Victor Chironda, care a reclamat public aceste ilegalități, consideră că pretorul sectorului centru s-a concentrat pe gard intenționat, așa încât să evite sistarea lucrărilor de construcție. Epopeea construcțiilor ilegale pe strada Tăstemițanu 12 continuă. După ce primăria a dezinstalat gardul, acesta a reapărut la sfârșitul săptămânii trecute. Primăria a intervenit și luni. În prezent, muncitorii lucrează la dezinstalarea gardului. Se pare că conflictul între firma de construcții și primăria nu s-a încheiat. Gardul din jurul șantierului a fost instalat de compania de construcții pe un teren care se află în proprietate municipală și a fost acaparat abuziv de Inamstro, fapt constatat încă în luna mai de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, care a și informat primăria Chișinău. Abia după ce presa a mediatizat acest caz, autoritățile municipale au demontat gardul în data de 11 iulie, iar compania Inamstro l-a montat a doua zi la loc. Odată ce s-a instalat un gard neautorizat pe teritoriul municipal, fără oricare coordonări cu organele, cu instituțiile de resort. S-a contactat cumva firma de construcție, ceva, a încercat să vă încurce, să... Până când e liniște tot. Ei singur au observat încălcările lor care le-au efectuat. În ceea ce privește lucrările ilegale de construcție a blocurilor efectuate de Inamstro, pretorul sectorului centru, Vadim Hâncu, susține că a întocmit un proces verbal și a sesizat Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, chiar dacă anume această instituție a constatat anterior lipsa autorizației de construcție și a informat Primăria Capitalei. Astăzi dimineață gardul a fost demontat încă o dată. A fost sesizat 6T-ul, astăzi a fost întocmit un proces verbal pe articolul 179, construcție ilegală. Totodată am deblocat pământurile municipale care au fost ocupate abuziv de către companie care își petrece acolo construcțiile și în continuare vom întreprinde toate măsurile pentru a reveni în albele legalități. Consilierul municipal Victor Chironda, care reclamă o schemă ilegală de construcție cu suportul tacit al conducerii primăriei Chișinău, îi amintește pretorului sectorului centru că Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a prescris deja asistarea lucrărilor de construcție până la înlăturarea neconformităților, iar acum mingea e în grădina autorităților municipale. Ceea ce trebuie să facă primăria este să asigure aplicarea, respectarea acestei prescripții, pentru că NST-ul nu are pârghii. În schimb, primăria, adică pretura, are aceste pârghii. Pretura trebuie să facă proces verbal de constatare a lucrărilor ilegale, nu la gard, ci la construcția în sine, pentru că această construcție este ilegală, este făcută în baza unei autorizații expirate încă în anul 2016. Pretura, împreună cu poliția, trebuie să asigure respectarea acestei prescripții. Chironda mai spune că axarea pe gardul șantierului este doar un truc. Pretura încearcă să-și acopere cumva fața și imaginea și încearcă să zică că uite noi ceva facem, dar ei se referă doar la gard, care în sine nu reprezintă un mare, să zic așa, impediment pentru compania de construcție. Ok, eu își mute gardul pe teritoriul lor și atunci continuă nestingeriți să construiască. Reporterii One TV au încercat de mai multe ori să obțină un comentariu de la compania de construcții Inamstro, însă angajații acesteia nu au dat curs solicitărilor noastre. Redacția One TV a trimis și un demers înscris adresat companiei, însă nu am primit niciun răspuns.